Beyond 2 a făcut un clip în care se comportă ca și cum i-ar fi descoperit Right to Repair. Și e, nici nu știu cât are clipul, l-am văzut ieri. Omul, într-adevăr, îl citează pe Wozniak că, domne, trebuie să putem să reparăm calculatoarele și așa mai departe și nu știu ce. Și are retorica pe care o au toți. Dar el nu e la prima fază în care se comportă așa. Și am stat și m-am gândit prima oară, am zis, bă, da, ok, asta e stilul lui. Dar după care m-am dat un picuț în spate și m-am gândit la ceva. Și el, și Buhnici fac același lucru. Buhnici are faza aia cu, din informațiile mele, ce informații coițe? Pentru că nu poate să zică, am citit pe site-ul X. Oamenii ăștia, și pionul 1 și pionul 2, au un public captiv. Oamenii care fie nu știu engleză, fie nu au timp să informeze, ăla e publicul lor captiv. Și de-aia își permit să facă mizerii de genul ăsta. De-aia și de-aia nici nu sunt luați în serios de nimeni. Pentru că în momentul în care faci un clip despre Right to Repair și nu-l menționez pe Rossmann, care, vorba aia, el e vârful de lance în domeniul ăsta. El are foarte multe clipuri. El se duce să cuvânteze în congres. El este dă interviuri. Și tu te comporți ca și cum, puțin că am descoperit eu. E clar că odată nu vrei să fii luat în serios, că n-ai cum să fii luat în serios când faci față de genul ăsta. Și a doua, că te adresezi unui public care nu știe mai bine. Adică toată lumea din zona asta IT-ului știe de faza cu, știe de Rossmann. Da? Ar fost, deci e nu atât de bun și elementar, este și elementar și de bun simț să menționezi. Faptul că nu faci spune ceva despre tine. Asta e. La fel și cu bunici. Când spune că din informațiile mele, nu poate să spună că am citit pe site-ul X, pe site-ul Y și de acolo am eu informații. Nu, nu, derivează de că el știe chestii și pentru publicul lui captiv, chestia asta funcționează. Pentru oamenii serioși care știu să citească engleză și se duc și pe Engadget și pe Gizmodo și pe toate genul ăla de site-uri, nu, bunici nu are informații. Dar, din nou, el nu vorbește cu ăia informații, cu ăia deștepți. El vorbește cu publicul lui captiv, care îl ia pe el lumină și pionul celălalt la fel. Asta e, de asta fac oamenii asta.